Doamnelor și domnilor, bun găsit în cadrul unei noi ediții Important. Invitații noștri de astă seară sunt domnul Veceslav Nedelea, deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Democrat, și domnul Radu Mudreac, deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Socialist din Republica Moldova. Bună seara, domnilor, să fie de bine prezența dumneavoastră la noi în emisiune. Bună seara, trebuie să fiu elegant și să vă mulțumesc suplimentar. Mă invitați a doua oară, eu nu știu. Da, probabil asta e politica dumneavoastră, editorială, nu în coment. Nu, să zicem că dezbaterile de astăzi vor fi și apreciate de publicul care ne privește acum. Bine, modificarea codului electoral, care de fapt exclude interdicția agitației electorale în ziua alegerilor, dar și în ziua precedentă acestora. Distinși domni deputați, de fapt, permiteți agitație electorală în ziua alegerilor ca rezultat a motivului invalidării alegerilor locale pentru primăria Chișinău? După mine, 100% asta e motivul de bază. Cunoașteți, Parlamentul a creat un grup de lucru, având ca esență Comisia Juridică, Numiri și Imunități, care a prezentat azi în cadrul comisiilor de lucru permanente a Parlamentului nou proiect cu privire la modificarea codului electoral pentru a exclude astfel de situații, și pornind de la practica europeană, țărilor din vecinătate și altor țări cu democrație autentice, s-a ajuns la concluzia că nu era cazul, nu este cazul de a păstra în codul electoral prevederea conform căreia ziua tăcerii, așa zisă ziua tăcerii și ziua votului, să fie interzisă agitația electorală. Ea a fost limitată în limita unor parametri tehnici, și anume 100 de metri în cadrul secției de votare și 100 de metri de la secția de votare. În fond, mâine o să vedem pentru prima lectură efectiv și propriu zis nou proiect de lege, dar sper că va face ordine în domeniul electoral. Domnul Dreac, de fapt, ridicarea interdicției de agitație electorală nu va spori oarecum riscul de fraudă sau corupție electorală, de influențarea alegătorilor în ziua alegerilor? Da, într-adevăr, este un produs ca urmare acelui grup de lucru care a fost creat în baza acelei situații care a fost creat că în urma alegerilor locale, care a fost loc invalidarea alegerilor. Însă, până la urmă, tehnologiile informaționale au evoluat foarte mult în ziua de astăzi, în Republica Moldova, ca și în oricare țară. Deci, calificativul ce își ține cu informarea cetățeanului în ziua alegerilor sau în ziua tăcerii, prin diferite surse, cum ar fi internet sau alte rețele de socializare, la ceea ce era în codul electoral, nu prevedea este agitație electorală sau nu este agitație electorală. Deci e o revizuire a situației ce ține de codul electoral reieșind din alegerile locale din Chișinău, era nevoie. Ceea ce se propune Parlamentul acest proiect de lege pentru dezbatere în prima lectură, ca produs a acelui grup de lucru, urmează mâine să-l dezbatem în plenul Parlamentului, să vedem acele momente care sunt prevăzute ce ține cu 100 de metri până la secție de votare, din câte am studiat eu în secție de votare, este strict interzis și 100 de metri în jurul secției de votare, alte momente, ca pentru a doua lectură acest proiect ce ține, ca să venim noi să examinăm în fracțiune și să venim și cu alte amendamente pentru că să facem o regulă, ca să spunem situația clară, pentru că în comparație cu alte alegeri care au avut loc, noi avem un alt sistem de alegeri parlamentare, ce este în sistemul mixt. Deci o să fie candidați pe circumscripții, o să fie diferite situații pe diferite circumscripții și să nu se primească că nu este prevăzut claritate în codul electoral. Ce este anterior, partidele politice aveau o claritate pentru că era o persoană juridică care participa cu o listă de partide. Acum o să avem un șir de candidați înaintați de partide politice și noi poți să avem și situații când, eu cred că o să fie candidați independenți, când clar că toți trebuie să aibă aceeași regulă de joc în ziua alegerilor, inclusiv și cu ziua tăcerii. În caz contrar, ne putem trezi cu, iarăși de nou cu situații de anulare a rezultatului alegerilor pe o circumscripție sau pe altă circumscripție.
Comunicând, de fapt, la capitolul modificări a codului electoral, ce ar însemna schimbarea pragului electoral de o treime, ceea ce propuneau Partidul Liberal Democrat? Partidul Liberal Democrat trebuie să-și facă regulă să aprecieze ce vrea, în primul rând. În anul 2014, care era pragul electoral, îmi spuneți? Alegerile până din 2011, care 20, nu, era 4%. Ca în anul 2014, liberal-democrați împreună cu comuniști au modificat pragul electoral contrar a altor prevederi și recomandări de la Comisia, de la Veneția, de la Consiliul Europei, au ridicat pragul electoral împreună la 6%. Să vă spunem care era motivul la acel moment? Partidul Socialist nu era în Parlament la acea etapă. Urma să candideze în anul 2014 în toamnă, așa? 30 noiembrie. Atunci, sondajul făcut de careva instituții pe acea perioadă era de 5% ratingul Partidului Socialist. Dumnealor au considerat de cuviință împreună la o mână cu Partidul Comunist, de atunci au luat și au modificat pragul electoral la 6%. Acum nu înțelegem care este motivul ca să-l aduci înapoi la 2%, ce își solicită dumnealor. Și atunci cât de mult vor influența? Azi vrei așa, mâine așa. Azi interpretez legislația într-un fel, mâine cum îți convine. Dar nu e bine și nu e corect să interpretez în dependență de interesul de partid legislația națională. Ați aprobat-o și ești bun și munciți și treceți pragul. Pragurile astea, maestre, au apărut atunci când a fost un referendum cu privire la alegerea președintelui de către popor. S-a considerat că nu e bine cu prag. S-a amânat prag. Acum iar vin oponenții noștri politici cu ideea pragului. E nonsens. Ei speculează cu faptul că un singur om poate să aleagă decizia. Lucrul ăsta e absurd și nici nu vreau să mă opresc. Dar vreau un detaliu micuț referitor la modificările codului electoral. Problema online-ului nu se scoate conform cadrul legal din moment. Ea persistă. Nu există o practică uniformă europeană care ne-ar recomanda-o cineva să o putem aplica. Există instituții în cadrul Comisiei Europene, în cadrul Comisiei de la Veneția, care la momentul respectiv lucrează asupra domeniului dat și urmează. Păstrăm agentul constatator. Poliția are expres obligația de a monitoriza respectarea legislației, inclusiv electorale, alături de Comisia, din secția de votare. De aceea, în fond, omitim astea două obstacole. Ziua tăcere, cu ghilimele de rigoare și, bineînțeles, ziua votului. În fond, online nu rămâne încă o problemă. Cum va fi soluționat, timpul o să arăte. Dar oricum se exclude o potențial, o prevedere legală care ar putea duce la invalidare. Experiența asta e tristă. Noi am fost foarte dezamăgiți datorită hotărârilor de judecat care au invalidat alegerile generale locale pentru funcția de primar general al municipiului Chișinău. La acest subiect și ca rezultat recomandărilor despre care ați comunicat mai jos, rezultatul căror recomandări de fapt a venit promovarea acestei inițiative legislative și de ce acest lucru nu a fost făcut într-o anticipare a ceea ce s-a întâmplat după alegerile locale și invalidarea alegerilor sau nerecunoașterea? Erau clare regulile de joc. Ceea ce era scris expres în codul electoral era suportul juridic pentru validarea sau invalidarea unui scrutin electoral. Asta e situația că unul din concurenții electorali, nu se dau numele, în ziua alegerilor a exagerat tare, dacă vreți, și a încălcat abuziv, după mine, prevederile respective din cod. Adică imposibilitatea petrecerii agitației electorale sub orice gen, așa e expres, e scris în cod, în ziua scrutinului electoral. Ceea ce nu l-a împiedicat, scheme lumea să iasă la vot. În fond, o situație tristă, dar toate formațiunile politice din cadrul legislativului o conștientizează și toate au venit cu diferite propuneri și eu cred că subiectul respectiv o să dispară din agenda politică. Mulțumesc. Ca urmare, de fapt, acestei știri care a venit pe platformele media, nu au lipsit imediat nici pozițiile comentatorilor politici, liderilor de opinie, activiștilor,
așa, și undeva chiar am și notat opoziția domnului Ștefan Gligor, care cred că îl cunoașteți, da, avocat și expert în politici publici. Dânsul, expunându-se la acest subiect, declară că este vorba de fapt de o nouă tentativă de a arunca, și citez așa, o porție de praf în ochi Statelor Unite ale Americii și Uniunii Europene înainte de următoarea fraudă, făcând trimitere la alegerile parlamentare. Dânsul mai comunică că acest lucru favorizează și avantajează Partidul Democrat și Partidul Socialiștilor, așa, justificând acea manevră și decizie politică de anularea a alegerilor locale. În raport cu acest comentariu, de fapt, care este partea de adevăr acestei replici și, să zicem, care este poziția de răspuns acestea? Pentru că, până la urmă, vin mesaje în sensul partidelor pe care astăzi le reprezentați aici. Ca să completez ce s-a vorbit anterior, până la urmă rămâne în vigoare interzicerea agitației electorale de persoane străine. Cei ce au utilizat concurența electorală și a fost un motiv pentru anularea alegerii. În proiectul care este înaintat, interzice, mai departe se interzice utilizarea persoanelor străine în agitație electorală. Ceea ce comentează cineva, Partidul Socialist nu a avut nici o atribuție ce este de procesul de judecat. Și eu nu cred că e momentul să comendatori, lideri de viziune, ca să încercăm să le dăm o explicație sau o claritate și eu trăsnic cineva prin cap să încercă să ducă în eroare populația și societatea. Dumnealui are o viziune, viziunea dumnealui, poftim, las-o să o argumenteze. Noi nu ne-am ocupat niciodată cu aruncarea prafului în ochi nici Uniunii Europene, nici Americanilor. Noi avem o agendă clară, ceea ce ține politică, noi avem o poziție destul de clară și nu ne încurcă de ceea ce ține de campanie electorală niciun fel de cod electoral. Pentru că, haideți să cinstit să ne uităm ceea ce vede dumnealui, sunt diferite rezultate care spun care este poziția Partidului Socialist. Ceea ce ține de recunoașterea de către cetățenii în teritoriu. 56% din cei intervievați îi văd în teritoriu prin toate localitățile Partidului Socialist. Deci, ce încearcă cineva să argumenteze, eu nu cred că este corect că noi să începem acum a dezbate poziția unui analist sau cum se denumește dumnealui pe dânsul, lider de opinie sau nu știu ce. Asta este. Eu nu prea aș avea chef să fiu de acord cu domnul Mudreac, dar dumneavoastră singur, l-ați văzut, eu îi expunem politica unei formațiuni extraparlamentare care au participat la meeting-uri de protest și azi o faci pe societatea civilă. În primul rând, în al doilea rând, a fost la timpul potrivit poziția oficială a PD-ului. Noi am regretat că n-a fost validat mandatul lui Năstase. Și astăzi regretăm în linii generale că nu s-a reușit. Dar nu era posibil de intervenit în cadrul justiției, domnilor. Toți solicitau, faceți ce? Ce să facem, domnule? Decizii, trei instanțe din țară. Asta erau regulile de joc atunci. Vedeți, le-a liberalizat. Vrea el să considere praf în ochi, îl privește, dar în linii generale asta e optimal ce se putea făcut la momentul respectiv. Nu există practică referitor la online-ul, am liberalizat total, dacă vreți, subiectul interdicțiilor anumite din codul electoral. Bine, până la urmă, dar vom tinde a privi mai așa abstract și nu ne vom fixa prea mult pe replicile acelor comentatori, pentru că mai mult sau mai puțin ceea ce se face, fie pe o parte, fie pe alta, este interpretat cu iz electoral. Bine, recent, sau ca urmare a vizitei șefului statului în Rusia, a apărut acel mesaj că Republica Moldova potențial va beneficia de un ajutor financiar, dacă nu știu, sau de un credit cu porțiuni de grant de circa $1 miliard, dacă nu greșesc. Așa este, domnul Mudreac? Da. Așa.
În acest sens, iarăși, acei comunicatori comuni ne declară că aceste beneficii sunt nu altceva decât o tentativă de corupere geopolitică și Republica Moldova, după o sistare acelui ajutor macrofinanciar din partea UE, tinde a căuta anumite alte alternative în alte segmente, anterior comunicând despre Turcia, acum despre Rusia. Dumneavoastră, domnule Delea, ce poziție aveți vis-a-vis de acest potențial ajutor financiar despre care se comunică? Am văzut o singură declarație în presă pe marginea subiectului abordat de dumneavoastră, în ce condiții nu cunosc, dar vorba târgului. Președintele Dodon în 2018 a promis că în 2019 va promite mai mult. Nu în comen. Este o promisiune de fapt doar. Eu nu știu dacă ați avut ocazia să fiți prezent în vreo două luni de zile în urmă, când a avut loc forum moldorus economic, unde au fost prezenți în jur de 200 de agenți economici din Federația Rusă, potențiali investitori din Federația Rusă. Asta este una la mână. Ca urmare, este declarația care a făcut-o domnul președinte, referitor, că au fost semnate multe acorduri, ca urmare, între agenții economici. Federația Rusă este interesată de a investi în Republica Moldova. Asta este binevenit, pentru că dacă să luăm statisticile de investiții care au fost parcursul anilor, au fost numai de cădere investiții. Rusiește în economia națională. Eu nu vorbesc de rusești. Investițiile, nu rusești, investițiile ce își ține de suma investițiilor care au avut loc și în 2017, și în 2016, și în 2015, și în 2013. Investițiile au scăzut considerabil. De ce? Pentru Republica Moldova, la ziua de astăzi, este important oricare investiții care ar veni aici la noi. Pentru că noi astăzi suntem cu probleme de export, cum în comunitatea europeană, probleme majore de export, avem probleme de export, cum la est, așa și la vest. Ca urmare, semnarea acordului de asociere. Dacă cineva încearcă să mergă în minteză că nu e așa, eu vin cu fapte concrete. Eu sunt fiul. Dați să vedem. Dacă realitatea și eu încerc să vă argumentez că nu e așa. Domnul președinte, eu anterior de a mi se valida mandatul de deputat, am gestionat zona economică liberă Expo Business Chișinău. Prima zonă economică liberă, zona antreprenoriatului liber, că a fost creată în Republica Moldova. Actualmente avem 7 zone economice libere, 8 parcuri industriale. Am avut în vizită foarte mulți investitori. Subiectul care e abordat de dumnealui, noi vorbim la nivel de stat. Dacă statul Federația Rusă acordă credit Republicii Moldova în proporție de $1 miliard, din care cu o componentă de grant, așa? Atunci în ce condiții? Că vin investitori, că se duc, dar dinamica e pozitivă, eu vă dau asigurări că e pozitivă și luați Biroul Național de Statistică cifrele. E o dinamică pozitivă din 2014 prezent. În 2008 a fost cel mai mare nivel a fost atins, după care evenimentele din Rusia, dacă vă amintiți, ceva legat cu devalorizarea rublei, dar în linii generale, dinamica e pozitivă. Degeaba spuneți dumneavoastră, și asta poate fi controlat foarte simplu. Foarte, foarte ușor. În ce condiții Rusia dă $1 miliard? Iată asta noi vă întrebăm. Nu ca investiții făcute de privați. Pur și mergem și ajungem și la aceasta. Ce spuneți de problemele cu export? Noi astăzi, în 2010 încoace, și de la momentul semnării acordului de asociere, noi nu avem exportat în comunitatea europeană nici un gram de produs în Republica Moldova de origine animală. Eu mă refer. Carne, ouă, lactate, categoric, nimic, niciun kilogram. Niciun kilogram. Toate întreprinderile din Republica Moldova... Problema e în acces sau în infrastructură? Problema este că comunitatea europeană nu admite produsele din Republica Moldova sub orice argument, nu corespunde, ne corespunde în decurs de 8 ani de zile, nimic. Nu sunt competitive. Nu sunt competitive, că nu conțin de GMO. Întrebarea e altceva. Ca urmare, asemnarea acordului de asociere, toată lumea a așteptat.
o să implementeze diferite practici și o să ne admită. Nu ne-au admis nici până în ziua de astăzi. Ca urmare a semnării acordului de asociere, noi astăzi suntem cu probleme de export în țările, chiar și în Federația Rusă. Pentru că acordul de asociere prevede liberalizarea comerțului. Ce fel de produse, adică, întâmpină această problemă în export? Poftim? Care produse? Ce categorii de produse? Hai, miliardul, maestru. Miliardul dați. Unde vine el? Întrebarea, miliardul la 5 l-a furat. Întrebarea e altceva. Toate întreprinderile în Republica Moldova s-au blocat. S-au închis. De ce a ieșit problemă? Noi astăzi avem nevoie de investiții în masă străine în Republica Moldova, din Federația Rusă. Sunt alți binevoitori din alți țări. Turcia, poftim Turcia, este Comunitatea Europeană. Poftim și Comunitatea Europeană. Este nevoie de investiții. Nu trebuie să căutăm de unde vin aceste investiții. Trebuie să ne rugăm să vină investițiile. În caz contrar, noi suntem țară neexportatoare. Dacă facem careva exporturi, facem exporturi așa zis, de pe roți, fără procesare, fără prelucrare aici, în Republica Moldova, întreprinderile sunt moarte, toată lumea pleacă din țară când au locuri de muncă sau bine plătite, că nu sunt exporturi. Evident, dacă nu sunt exporturi, nu vine valută în țară. Și aici s-a blocat situația. Așa că eu nu văd diferență dintr-o parte sau în alta cu problemele de export. Deci aia astăzi, chiar vedeți care este problema cu exporturile și e foarte bine, încercați să mergeți în câteva sate să vedeți care este problema acolo. Eu, în comparație cu altă lume, eu încerc în toată săptămâna să fiu pensat. Astăzi e o problemă critică și ține cu exportul. Dar investițiile poftim. 1 miliard, 2 miliarde, 500 de milioane. Cine nu e? Este China disponibilă să investească. Poftim China, este Turcia, poftim Turcia. A dat acceptul Federația Rusă. Domnul Drag, o întrebare de fapt de precizare. Care, în opinia dumneavoastră, este diferența dintre ajutor financiar, așa, prin creșterea volumului de investiții străine, de investitori, și respectiv ajutor financiar, cum și declarați, cu împrumut, credit? Noi avem... Pentru că vorbim despre credit, despre un credit care undeva va avea și o componentă de grant, ca urmare a informațiilor citate. Este un format banii vin Uniune? Pe o infrastructură deja prestabilită unde vor fi orientați sau ne asumăm un angajament de... Eu cred că eu o să încerc să fac o claritate, dar cel mai bine ar fi experții care au participat la discuții în Federația Rusă ca să pui pe poliță toate condițiile care sunt discutate acolo. Pentru că mie îmi vine greu că eu n-am participat la aceste discuții și nu cunosc detaliile. Însă noi de mult avem discuții privitor la faptul că este creată ca urmare a Uniunii Euroasiatice, este Banca Euroasiatică, unde sunt, erau, la acel moment când se discuta, erau disponibile în jur de 6 miliarde de dolari pentru a fi acordați din această bancă țărilor care membri a Uniunii Euroasiatice sau candidați. Noi am încăpătat acest statut de observator. Automat noi putem să participăm de fi creditați sub condiții de granturi, care sunt condițiile de granturi, specialiste cred că să discute, din această bancă care sunt disponibile să finanseze. O ultimă întrebare de precizare și vă dau dreptul la replică, domnule Delea, dacă nu vă supărați. Revenind de fapt la condiții, totuși care vor fi condițiile în baza cărora ni se dă acest grant ca necesitate, ca infrastructură și în rezultat a să-i spunem, ceea ce vom avea după alegeri, vorbind și despre timp, până alegeri sau după alegeri, în raport de rezultatul alegerilor, anumite tranșe și așa mai departe. Eu cred că pe această întrebare, dacă sunt întrebări, eu nu sunt gata să răspund, pentru că nu cunosc de aceste detalii, pentru că sunt specialiști din domeniul economic-financiar care au participat la aceste discuții și o să fac o claritate. Dar cu garanție nu este problemă sau o întrebare geopolitică. Cum a fost menționat, că se dă 1 miliard de dolari de a cumpăra geopolitică din ce ține cu Republica Moldova, referitor. Vă mulțumesc, domnule Delea. Eu, dacă mă dau cu părere, asta e iz electoral integral, 100%. Deci declarația expresă am memorizat-o. Federația Rusă, repet, nu investitori din diferite domenii, Federația Rusă va acorda Republicii Moldova sau este dispusă să acorde Republicii Moldova un credit cu componentă de grant de circa 1 miliard de dolari, nu îmi fuge, dolari sau euro? Dolari. 1 miliard de dolari. Când
În ce condiții? După alegeri. Păi nu-i șantaj electoral. Cum se numește asta? Deci, repet încă o dată, ca fabulă. Președintele Dodon a promis în 2018 și în 2009 și va promite mai mult. Prima întrebare. A doua. Fără să-l supăr pe colegul meu, față de care am un respect deosebit. Orice afirmație există probleme, impedimente la aplicarea acordului de asociere. Nu pun la îndoială asta. Mai ales segmentul unde el e expert în produsele de origine animalieră. Primul subiect. Există cote europene. La momentul de față se negociază majorarea acestora. Noi practic integral le-am acoperit pentru Uniunea Europeană. Avem piața românească deschisă și accesibilă pentru toți producătorii. Da, există exigențe sanitar-veterinare pe care la moment, cu toată tehnologia primită din Uniunea Europeană, gen ANSA, laboratoare specializate, nu suntem suficient de competitivi pentru a pătrunde mai consistent pe piața europeană. Eu cred că se fac niște lucruri enorme în domeniul respectiv și mai ales la produsele de ouă și carne de pasăre, noi o să avem cote destul de consistente pe piața Uniunii Europene. Regret că la momentul respectiv avem probleme cu piața euroasiatică. E o piață extraordinar de bună și importantă pentru producătorii din Moldova. Dar și exigențele Rospotrebnadzorului nu sunt mai joase decât exigențele europene. Acolo la fel trebuie de exportat ceva calitativ. Și eu sper că cu timpul Federația Rusă o să conștientizeze că trebuie să fim parteneri egali și o să avem acces pe piața rusă, cu sau fără concursul președintelui Călător. Lăsăm vorbi de aiurea Călător, necălător. Calificativ. Călător, necălător, asta e altă întrebare care încercați să mergeți pe mesaj electoral. Voi uitați-vă când faceți protestele sau meeting-urile, bat din palme numai cei de pe scenă, cei de pe piață și-ți plâng. Asta e problema, numărul unu la care trebuie să vă gândiți. Cum poți să accepți o cotă în comunitatea europeană, să pune cota la produsele interzise? Logica unde? Cota care ți-o alocă la produsul care nu ai drept la export. Sperați mai departe ca să vă mărească cota. Poftim! Pentru comunitatea europeană, acolo unde nu este interesul lor, ăsta-i pârghie economic. Sau e embargo pe unele poziții care nu vreau să le accepte pe piață. Cum vreți așa le numiți-le? Embargoul politic, nepolitic, cum vreți. Eu am găsit un cuvânt mai frumos, nu corespunde standardele. Care tot îi lipsesc standardele date. Asta este problema. Dar speranța, mergeți cu speranța mai departe. De asta și e problema, cum e fugi din țară, cu speranța. O ultimă întrebare pentru precizare, pentru a fi claritate și celor care ne privesc, telespectatorilor. Iau un miliard în exemplu. Iau un miliard de la dumneavoastră. Îl iau ca credit. Îl iau ca credit ca să rezolv o problemă sau să sprijin anumite reforme și așa mai departe. Care este mecanismul pentru care se ia? Pentru că sunt bani până la urmă enormi. Vorbeam anterior despre alți bani care nu au fost recuperați, chiar dacă au fost identificați. Acum vorbim despre o altă sumă iarăși impunătoare, care ne o asumăm sau o luăm ca credit. Sau, după alegeri, într-o promovare anumitor reforme potențial. Eu vreau să încerc să ajungem la o situație. Au fost acordate din 2010 până în 2016, 17 din partea comunității europene, ce sumă? Care este creditul care a fost acordat pe toată perioada asta de ani? Vorbim în cifre, dați cifre. Aproximativ în jurul 3 miliarde de euro. Aproximativ 3 miliarde de euro. Da, se potrează cu cifra asta. Aproximativ. Eu vorbesc 3 miliarde de euro. Ați simțit? Ați văzut din s-au dus, au plecat banii dați? Nu. Vreun cetățean al Republicii Moldova până în ziua de azi a simțit că e mai bine? Probabil vor simți, s-au pornit anumite reforme. Care reforme? Nu vorbim de reforme. Banii care au fost creditați la acea perioadă, dacă erau investiți corect, trebuie deja să vină rezultatele investiției. Oamenii trebuie să-și crească salariile ca în urmare a investiției. 3 miliarde de euro. I-a simțit cineva vreun cetățean al Republicii Moldova că e mai bine? S-au luat traiți în spate și au fugit din țară. Așa care au simțit-o.
Noi astăzi vorbim de acordarea unui credit cu care trebuie să fie investit corect. Fiecare bani leu investit trebuie să aducă plusvaloare. Atunci ce e rezultat? Noi nu putem să vorbim acum aia despre ce să fie după alegeri, cum o să fie după alegeri. Cu toate că toate sondajele demonstrează socialiștii au o majoritate parlamentară. Nu eu am făcut. Sunt sondajele făcute de, începând de la americani și terminând cu altceva. Au fost cu date publică anumite da, și, sondajelor? Da, parcursul la 2 ani de zile luați toate sondajele, să le vedeți, și demonstrează pe perioada, parcursul la 2 ani de zile. E altă întrebare. Dacă încercați să-mi demonstrați pe un segment oricare că acești 3 miliarde au adus plus valoare sau un rezultat pozitiv, poftim. Unica care este rezultatul, noi întoarcem până în ziua de astăzi, nu facem nimic, dar din urmă întoarcem toate dobânzile. Avem venit astăzi în țară sau nu avem? O venit ora, întoarcem dobânda de pe cele 3 miliarde care au fost creditate, luate. Colegul meu fugi de miliardul promis de președintele Dodon. Eu v-am spus foarte clar. În Republica Moldova, la ziua de astăzi, orice investiție corectă este binevenită. Din Federația Rusă, din China, dar nu se discute de investiții. Se discută în cazul de față de un credit cu componente de grant. Cu acel miliard care urmează să fie primit din... După alegeri și în condiții, când... Stați un pic. Noi am avut alegeri perioadă de 8 ani zile mai multe. Cine până în ziua de astăzi garantează întoarcerea la cel 3 miliarde? Cei care vin? Cum pot să iei 10 sau 1 miliard de dolari când au mai rămas la acest parlament câte săptămâni? 3? Noi acum ai la 3 săptămâni au rămas de activitate. Cine ratifică? Parlamentul care e pe ultima... Maestre, noi ne băgăm în tehnologie. Dați-mi voie să expun poziția mea strictă. Deci, repet încă o dată, e o tentă electorală. E o speculație geopolitică. Observatori, Uniunea Euroasiatică. Dumneavoastră înțelegeți azi, Federația Rusă este într-un regim de necazuri, probleme, dacă vreți, legate de embargourile internaționale. Atât din partea Statelor Unite ale Americii, cât din partea Comunității Europene. Cu ăștia... fotografiile de moment, sondajele astea care arată, ce vrei arată? Nu arată dinamică, ei arată o fotografie de moment. Și își creează o iluzie că o să ia majoritate parlamentară. Niciun sondaj. Am vrea noi să avem acele probleme cu guvernarea de astăzi în Republica Moldova care le-au azi Federația Rusă. Am vrea noi să avem așa am probleme. Fost, hai să fim serios. Am fost elegant și v-am ascultat. Deci ideea de bază care pe care se pedalează socialiștii, niciun sondaj care au fost făcute din începutul lor, ei se mai numesc socialist partid. El e Partidul Socialiștilor, ca replică, dacă îmi permiteți. Ideea de bază, că sunt niște fotografii de moment și nicio fotografie de astea nu i-au arătat cu majoritate parlamentară. Faceți-vă cruci când citiți. Nu, de ce? Nu faceți-vă cruci când citiți. Nu, de ce? Noi operăm dumneata să pui sondajul. Sunt fotografii de moment care e valabil un moment... Dar ce ține de 3 miliarde pe care el pedalează? Nu pedalează. Eu vin cu faptele și vreți să spuneți... Asta e din punctul dumneavoastră de vedere, pur subiectiv. Cum poți pedalezi pe cei ce au fost luat? Nu, eu nu neg lucrul ăsta. Dar mijloacele astea sunt investite. Dumneavoastră vă dați seama cum se cheltuie mijloacele europene. Cum se monitorizează cheltuirea unui cent venit din Europa, mai ales componenta de grant. Da, de acord. S-a furat un miliard cu supravegherea europenilor, sub supravegherea americanilor. Nu europeană când... Miliardul a fost furat cu cine? Stimați domn. Nu cu europeni. Eu nu pot comenta asta. Ține de competența organelor de anchetă, oameni competenți în domeniul respectiv. Văd că parcă se desâmblă pe străzi cu cărnațul soară pe la... De cui competență? Haideți să fim serioși. Banii au fost luați sub un valor. Eu am să reformulez, de fapt, stimați domni, stimați deputați, întrebarea și ieșim după care la o clipă de publicitate. Pentru că un grant, un împrumut, un credit implică și anumite condiționalități. Care ar fi condiționalitățile care sunt impuse asociate acestui credit? Răbdați să vedem documentul și după aceea să ne expunem pe document. Care e problema? Bine, vă mulțumim. Nu o să fie niciun document.
Nu se vine niciun document. Și niciun cent nu o să vină din Federația Rusă. Stimați domnul, reluăm discuția îndată după câteva clipe de publicitate, vă rog. Doamnelor și domnilor, bună seara, reveniți după publicitate. O întrebare, de fapt, venită de către cei care ne urmăresc la redacția noastră, ca urmare a anunțului făcut așa. Ulterior, sau la fine de noiembrie curent, domnul Igor Dodon urmează să mai ai o vizită în Federația Rusă. Da? Întrebarea venea în felul următor. De ce se tinde a se prezenta ample rapoarte privind situația politică și economică din țara noastră și trecerea revistă a principalelor activități, așa pe parcursul mandatului dumnealui. De fapt, cum s-a și comunicat în mesajul care a fost adus în presă? Ce vă zic, că eu am o claritate. De ce, sau ca urmare acestor vizite, se tinde a se aduce ample rapoarte președintele țării? Urmează să aibă o vizită, așa, da, la finalul lunii noiembrie curent, unde va aduce ample rapoarte vis-a-vis de situația economică și politică din țară. Situația politică, eu nu cred că se aduce rapoarte pe situația politică din țară. Noi vorbim astăzi despre situația economică din țară. Încă o dată reiterez. Orice investiție venită în Republica Moldova este binevenită. Dacă se intenționează ca să vină investitori din Federația Rusă, astăzi, în Republica Moldova, reșind din faptul că domnul președinte, în afară de activitatea de președinte, este și economist și poate să convingă agenții economici, investitorii din Federația Rusă că să facă investiții și în Republica Moldova, atunci poftim. Asta este foarte bine. Se ducă la cunoștință agenților economici care este situația economică, care sunt domeniile prioritare unde ar putea bine aceste investiții. De ce nu? Asta este un element. Doi, noi avem întrebarea ce ține Transnistria, rezolvarea problemei transnistrene, deși nu trebuie să fie pus în discuții și informat în toate formatele pentru rezolvarea problemei la masă. Pentru care se tinde să fie președintele ca orice problemă care este, inclusiv cea transnistreană, trebuie să fie rezolvată la masa de discuții. Care este problema aici? Vedem să facem claritate. Claritate acolo unde și de fapt nu era lumină vis-a-vis de ce ar însemna un credit, un investiție străină. Investiții, agenții economici, de ce nu? Noi astăzi avem nevoie de aceasta. Altfel, dacă nu o să fie investiții, nu o să fie în Republica Moldova, investiții și deschiderea totală la exporturi din Republica Moldova, atunci noi nu avem nicio posibilitate să întoarcem înapoi cetățenii în Republica Moldova la un salariu de care să fie normal, decent, cu un loc de muncă, cu achitarea impozitelor în bugetul statului, de ce nu? Și exporturile, evident. Istoric și tradițional, piața de desfacere a Federației Rusă era o piață prioritară pentru Republica Moldova. Care este problema atunci când interesul Republicii Moldova este de a exporta la maxim unde este posibilitate? Ca să avem o comparație, vă dau de ce s-a întâmplat în 9 luni de zile acestui an. Dacă să luăm o poziție, numai merele. Mierele astăzi exportate în Federația Rusă 180.000 de tone și în Comunitatea Europeană 6.000 de tone. Este o diferență. Este o diferență. E piața de desfacere importantă și strategic pentru un produs. Struguri. Încercați să mergeți la nordul Moldovei să vedeți astăzi ce se face când nu reușesc să exporte. În acest sens, problema este de fapt în accesul liber a exporturilor sau în crearea infrastructurii în a aduce acel produs la standardul care să fie primit pe piață? La ziua de astăzi, ca să au fost investiții destul de multe și mari surse ce ține în acest domeniu. Crearea, construcția frigiderilor. Noi avem un șir de frigideri construite. Asta este o necesitate. Nu este o pală pentru Republica Moldova. Noi avem astăzi linii de sortare, însă vreau să vă spun altceva. Și oricum capacitatea frigiderilor nu acoperă... Evident, nu acoperă. Noi astăzi avem, eu am fost sâmbătă în zona de nord a Republicii, și întreprinderile de procesare a merilor, astăzi le achiziționează de la producători cu 50 de bani kilogram. Pentru suc. Pentru suc. Pune pentru suc.
Și 75 de bani, dar nu 50. Nu, eu vă spun care e situația. Eu am fost la Ennis, am fost personal. Sunt 3-4 zile și la Orhei și acolo stau camioanele că nu doresc să procesează aceste întreprinderi ca așa cantitate mare de produs pentru a se descărca. E o problemă. Deci e orice piață de desfacere. Este piața asiatică de exporturi, poftim. Este piața Federației Rusă care se discută astăzi, poftim. Și a doua întrebare care este pusă azi pe ordine de zi este scoaterea taxelor vamale care o are Republica Moldova la exportul în Federația Rusă ca urmare a semnării acordului de asociere. Și de la 1 ianuarie urmează să fie scoasă aceste taxe vamale. Eu, fiecare camion, în mediu, ca să fie o explicație la exportul de mere, economia în jur de 20.000 de lei. Aproximativ, eu nu vreau să vorbesc, pentru fiecare produs, e separat economia la taxa de vamală. Ca să înțelegeți, maestre, levizele intensive export direct în piața Uniunii Europene. Ăștia care au rămas cu levizele din perioada sovietică, și anul ăsta au fost o recoltă extraordinar de bogată, nu Dumnezeu cu noi, nu pot nega lucrul ăsta, deci avem un supraprodus de piață, care nu poate fi exportat nici în Federația Rusă, mierele alea care cad pe jos. Dar ideea e frumoasă, care a declarat-o colegul meu, că trebuie să folosim orice oportunitate pentru export. Absolut. Dar avem bariere vamale. Și nu e condiția asta. Ați văzut ce a declarat președintele Dodon, că vor fi scoase de la 1 ianuarie pe o perioadă de 6 luni. Corect. Iar e șantaj. De ce 6 luni, dar nu scoase total? Foarte corect s-a expus colegul, încerc să dau explicații. Atunci când un produs, ca urmare a semnării acordului de asociere, între liber în Republica Moldova, fără achitarea taxelor vamale, ulterioara efectuare reexportului, este o problemă. Ca fapt, anul 2016, ianuarie, februarie, martie, lunar cu acte din Republica Moldova, produse din Comunitatea Europeană, câte 2000 de tiruri lunar plecau în Federația Rusă. 2. Neachitarea taxei vamale la importul de materiei prime din Comunitatea Europeană cu ulterioară, așa zisă, procesare în Republica Moldova și exportării în Federația Rusă, orice țară să apere piața. Măi, tu ții cu ruși. Poftim? Tu ții mai mult cu ruși prin afirmațiile astea. Eu prin afirmațiile date încerc să argumentez că orice țară își apără piața, ceea ce nu o facem noi. Dar există alte mecanisme de a apăra piața. Noi nu o facem asta. La Sidentiv și de unii marfa, dar dă-ne drumul nou, dacă voi le spuneți că așa de tare ne iubește Federația Rusă. Eu încă o dată argumentez cu acte din Republica Moldova. Vă dați cu părerea, domnul deputat. Nu argumentați. Eu argument... Vă dați cu părerea. Domnule Dele, eu niciodată nu mă dau cu părere atunci când nu am argumentări. Eu am făcut public în Parlament 2000 de certificate de proveniență falsă din Republica Moldova. Ca să înțelegeți că nu-i părere, dar e situație. Creat. Nu știu cine vă plătește pe dumneavoastră. Cine face? Că aveți așa informații. Mă plătește? Da. Statul. Eu mă plătesc pentru asta. Mă plătesc și eu muncesc. Ați protejați piața Federației Rusă. Mă plătesc și eu muncesc. Dacă vă plătesc și nu muncesc, asta e altă întrebare. Dar revenind la acel mesaj care mult a și plutit și a trezit mare zăzanie și chiar glume a dus la formare că vinurile Republicii Moldova pot fi folosite la ceva de curățit gardurile, ceva în presă a fost cândva. Vorbind de exporturi, despre produse, despre mere și așa mai departe, dar problema exportului de vinuri, cum rămâne la acest capitol? Din la 1 ianuarie, taxele pentru exportul de vinuri din Republica Moldova, Federația Rusă, sunt scoase. Care este problema? Ca urmare a discuției între președintele Republicii Moldova și președintele Federației Rusă. S-a ajuns în acel context de a scoate cu titlul de experimental pentru 6 luni de zile aceste taxe. Care este problema? E o favoare pentru agenții economici? Da. De ce pe 6 luni? Poftim? De ce pe 6 luni? Dacă în 6 luni reexporturile nu o să ajungă și o să-i convingem că noi avem... Vinuri nu reexportăm. Putem să reexportăm ce vrei din Republica Moldova. Cine are direct acces pe piața rusă? Cu acte, Republica Moldova se exportă nu numai mere, și alte produse, ca să înțelegeți. Asta este. Eu, dacă mă dați voie, să mă dau cu părerea lui. Eu am fost o lună în urmă la festivalul, în ziua festivalului vinului, sărbătoare națională,
Am fost la Snagov în România, unde am văzut vreo 28 de producători de viță, de marcă din Republica Moldova, care și-au expus produsele. O organizare impecabilă. Dar ce mi-a plăcut, că acolo, din informația de la Moldova Vin, Moldova Wine, cum se numește asta, așa că, au semnat circa 62 de contracte de furnizare a vinului. Vinurile noastre, încet cu încetul, datorită interzicerii care au avut-o pe piața rusă, și-au găsit efectiv undeva în proporție de 70% alte piețe de desfacere. Și o să vedeți că cei care cunosc vinurile moldovenești pe piața Federației Ruse regretă, multă lume regretă că noi nu suntem acolo. Și să dea Dumnezeu subiectul respectiv să fie rezolvat. Să fie rezolvat. Dar iarăși am mari dubii referitori nu la președintele Dodon sau la președintele Putin. La tenta electorală. La tenta electorală. Ce fel de raport îți prezinte președintele Dodon în Federația Rusă? El e președintele Republicii Moldova. Așa e după mine, îmi pare mie. Ca să mă întorc înapoi, ca să ajungem la procente. Ca să știți, livieți sovietici au rămas Republica Moldova în jur de 2%. Toate livieții sunt noi. Dar nu toate intensive. Eu vorbesc că sunt livieți noi. Cu anti-grindin. Nu, anti-grindin, asta e altă întrebare. Dacă trebuie să întoarcem și discutăm despre anti-grindin. E altă situație. Nu se duce, încă o dată vă repet, pentru 9 luni de zile a anului curent, 180.000 de tone în Federația Rusă, 6.000 de tone în Comunitatea Europeană, în toate țările. Voi plăcut când vorbiți în procente. 70, 20, dacă au plecat 3 kg, pentru voi 100%, să le spuneți că au crescut cu 100%, asta e 3 kg. Noi vorbim de mii de tone. Noi nu vorbim s-au dublat. Corect, s-au dublat, de la 2 tone la 4. Dar noi vorbim de 180.000 de tone. Deci aia, întrebarea este una. Piețele istorice, strategice a Republicii Moldova, ele trebuie păstrate. Poate restartate este nevoie acum. Și cu ce se ocupă președintele Dodon? Prețul plătit de țara mea, care? Pentru ce plătit? Pentru a reveni pe piața rusă. Ce trebuie să facem prețul noi? Prețul plătit pentru piața... Dar pentru ce trebuie să plătești pentru prețul? Eu cred că politic spun anumite sarcini în fața noastră. Nu pur și simplu. Bunăvoința țarului Vladimir Putin de a permite producătorilor moldoveni să pătrundă înapoi pe piața rusă. Reluarea discuției cu Federația Rusă, discuții clare, prietenești, duce la deschiderea pieței. Atunci când încerci să fii cu cineva contra cuiva, culegi roada asta negativă. Dar atunci când ești permanent, spui că ești cu cineva, prietenești cu cineva, atunci e altă întrebare. Noi avem cazuri foarte multiple. Să nu prietenești cu cineva împotriva cuiva. Dar ce o face Republica Moldova? De ce o face, mamă? De ce o face? Dar atunci când expulzează 3 diplomați ruși România și noi expulzăm 5. Când ofițerii moldoveni scăutați în buzunare, te simți mândru? Ascultă-mă. În șeremete. Noi când o țară europeană, membru Comunității Europene, expulzează 3 diplomați, dar Republica Moldova, fiind țară europeană, membru a Comunității Europene, expulzează 5. De ce facem noi lucrul ăsta? Noi avem săptămânal gastrobaiteri, fugăriți acasă. Noi o facem din cauza că noi suntem cu cineva contra cuiva. Asta și este rezultatul relațiilor care au fost până acum negative. Deci ei trebuie reîntors încredere prietenească și știm cu toții, dar nu cu cineva contra cuiva. Eu niciodată, formațiunea care o reprezint, eu niciodată n-a fost prieten cu cineva împotriva Federației. Nu, dar formațiunea care sunt ministri care sunt ministri, ministrii de externe și au expulzat. Dar eu, ca moldovean de etnie, m-am simțit jignit atunci când viceministrii coloniei de poliție din Republica Moldova, unii pe linia Interpolului, erau batjocoriți în vamele rusești, erau căutați în buzunare, în geamantane, cu toate că dețineau pașapoarte diplomatice. Lucrul ăsta pe mine m-a jignit. Și efectiv, poziția de a reîntoarce demnitatea și mândria moldovenilor, care o urmărim noi foarte consistent și insistent, e o poziție care cel puțin ne face demn în fața propriilor voci sau propriilor cetățeni, dar nu să încercăm capul plecat, sabia nu-l tai. Tai capele plecat, Eu am fost în deplasare cu colegi de la dumneavoastră din fracțiuni și din alte fracțiuni.
Unde în aeroport, în aeroport european a fost lepădași culțunii. Și care este întrebarea? Ne-a spus că astea sunt reguli. Care este întrebarea? Ei, nu știu. Cine nu știu. Să confirme dumneavoastră așa ceva. Dar nu, cine? Eu vă spun că sunt colegi care asier și îi spun și pe nume. Deci ei vă spun care este întrebarea. Extrădările din Federația Rusă sunt de 5 ori mai aici, drept extrăderi. A cui extrăderi? Expulzările, repet, a persoanelor care au un loc de muncă acolo. Expulzarea asta e altceva. Dar noi vorbim despre... Eu, crede-mă, maestre, eu doresc să avem relații perfect cu Federația Rusă, dar în baza respectării noastre la fel cum îți respectați alții. Și nu împotriva Ucrainei și nu împotriva României. Nu împotriva Uniunii Europene. Știi relațiile între Ucraina și Federația Rusă? Cum avem o foarte mare pondere de diaspora ucraineană aici în Republica Moldova. Noi avem cei mai mulți cetățeni sunt ucraineni pe primul loc, ați spus. Dar asta ce are... Cel mai tare mă bucur că noi calificați ca rusofili. Cine? Ei deamă sunt ucrainofili. Cetățenii vorbitori. Noi am calificat permanent pe cetățenii Republicii Moldova. Da. Stimați domnule, am voi, alegeți, să nu trebuie să vorbim. Parte la dialogul domnilor voastre, cu sau, de fapt, cu această implicare, cu sau fără o certitudine la subiectul pe care noi am încercat să-l aerisim, refer la acel credit, da? Așteptând deja noi informații ulterior, cu și în raport cu aceste reușite, dacă le putem numi cum dumneavoastră le-ați și comunicat, cum priviți dumneavoastră opțiunea de, să zicem, demitere de nou a șefului statului? Ce putem spune? Că atribuțiile șefului statului au fost limitate la maxim, categoric la maxim. Cei ce vrea să destrăbălează astăzi guvernarea și face ce vrea, asta e o destrăbălare, cred că mai rămas câteva luni. Putem să fac poftele, peste câteva luni să ne întoarcem și să vedem cu ce da, da, este o suspendare cu număr 5 potențial, deja aștept. Da, e corect. Astăzi este o majoritate parlamentară care nu a ales-o poporul. Vrem, nu vrem, poporul a votat cu totul pentru altceva. O altă coloratură politică a votat poporul. Astăzi avem aceea ce avem. Flag Bruche. Le-a mai rămas vreo două luni de zile. Vă două luni de zile. Motivul care? Motivul este simplu. Închipuiți-vă că sunteți dumneavoastră președintele Republicii Moldova. Ați aproba un ministru de apărere, un cetățean care nici bilet militar nu are. Și respecta Constituția, probabil. Haideți să fim serioși. Nu văd... în comparație cu o poziție subiectivă ipotetică expusă, adică cu ce a votat la alt context, ce este astăzi în parlament și ce a votat poporul nu se compară cu votul poporului acordat președintele Republicii Moldova. Este un președinte nu numit, nu este un președinte ales în parlament, este un președinte ales de popor. Vrem, noi nu vrem, dar asta este. Și cu președintele Republicii Moldova vinogredul ăsta din Parlament, vrem, nu vrem, trebuie să iei o atitudine. Dacă dumneavoastră consideră că asta e corect, o să mai treacă în două luni de zile să avem trei alegeri parlamentare și după aceea, cred că să ajungem la cei să facem reguli și în domeniul dat. Ce cu vinogredul ăsta, cum ați spus dumneavoastră? Motivul, legea audiovizuală a remis-o înapoi după două voturi în Parlament pentru a fi reexaminat. Unde solicită expertiza aparatului președintelui, solicită modificarea având deja legea privind protecția audiovizualului de propaganda de psihotare, unde solicită liberalizarea totală a nu se ține cont de legea privind propaganda în audiovizual, propaganda externă și asta e un motiv suplimentar de a fi suspendat. Dar eu mă dau cu părerea, reieșind din declarația președintelui Candu, de data asta nu va mai fi așa cum a fost anterior. Tare simplu, atunci când Consiliul Europei, eu nu știu cine ascultă dumnealor, Consiliul Europei are o poziție care se expune în felul următor, ce țin de propagandă. Când cazul, când este o propagandă, măsurile restrictive nu sunt de folos. Se recomandă de a creva altceva
pentru a combate măsurile restrictive. Domnilor, au mers pe altă cale. Calea care nu corespunde nici pe aproape de poziția Consiliului Europei. Simplu. Și poziția asta. Așa, să vorbim de problematică atunci. Asta este întrebarea. Ce s-a spus Consiliul Europei? Președintele, domnul Loton Calu. El vrea Russia Today, vrea Kisilov cu Rosia Odin și mai vrea câteva, da, propagandă din nota 10. Ai, lăsați-mă, eu vreau lasă-mă să fii protejat audiovizualul de Republica Moldova. Este liber ca cetățeanul să-și aleagă ce vrea. Eu vreau să mă uit la Maša Șmedveni. Pot, am drept să mă uit. Dar poți mai privi și acum. Noi, dar emisiunile analitice și militare nu au... Singur vrei să te uiți la publică. Uite la publică. A, uiți cu foarte mare atenție. Uite mai departe la publică. Dar care este problema? De, bază... de ce mai impuneți și pe mine să mă uit la public? Nu. Noi am vorbit de excluderea emisiunilor analitice din Federația Rusă și cu caracter militar. Creați alte emisiuni, așa prevede Consiliul Europei. Creați alte emisiuni care îți combat poziția. Cum crezi tu, dumita, e posibil ca un canal de televiziune din Republica Moldova, măcar în rețeaua de cablu, spătrundă în Federația Rusă? Va fi acceptat? Noi nu vorbim de altceva. Luați care este poziția cetățenilor în Republica Moldova care solicită asta și doresc asta. De ce s-a expus de ce ești Consiliul Europei au făcut cu totul o altă recomandare, oameni buni? Luați-le în calcul. Mai trebuie un referendum și pentru asta. Poftim, dar de ce? Unele țări pentru să fac referendum și pentru un sector dintr-un oraș cu care vreau să intenționez să fac ceva. De care poziția oamenilor trebuie să fie luată în calcul. Da? Noi am fost pe poziția și referendum cu acordul de asociere. Noi am fost și pe alte poziții cu referendum. De ce nu? Dar să îi expun poporul. Dacă suntem atât de bogați și putem cheltui o dată la 4 luni pentru un referendum. Sigur. Problemele strategice dacă mai pentru o dată 1 miliardă, dezvoltarea unei țări pot fi supuse plebeșitul popular. Nu neg lucrul ăsta. Dar nu putem face referendumuri cu țărâita și cu orice subiect. Care e întrebarea? Mă rog. Chimbarea vectorul în Constituție. Păi, oameni buni, este referendum. Pentru asta e poziție strategică. Scoateți-o la referendum, ceea ce am solicitat și noi. Dar spuneți-o mă la referendum. Păi nu se examinează posibilitatea de... Nu, cum se examinează? Noi vorbim de un an de zile, dar cum se examinează posibilitatea? Va fi scoasă la referendum. Nu, dar noi vorbim de un an de zile. Care, de ce nu s-a făcut lucrul ăsta? Să vă spun de ce. De ce nu s-a pus acordul de asociere? De ce nu s-a pus asta la referendum? Pentru că sunt crezuți că n-a să treacă. Asta e motivul. Cine ți-a spus dumneavoastră că ei sunt crezuți și așa? Folosești niște parabole, colegi. Nu, dar așa și este. Păi care e diferența între mine și tine? Eu respect Federația Rusă, dar tu o iubești prea tare. Și o iubești ca să o strângi de gât și ea o super. Eu în comparație prioritară îmi iubesc țara. Nu, asta o faci, bineînțeles. Dacă ai iubi o... Asta nu o fac prioritară. N-ai gâtui eu așa tare, știi? Numai țara poate spune cine mai bine o iubești. Hai, fim serioși. Și o să spui de grab. În 24 februarie. Acele acțiuni și care... Și nu sunt acele... cont de fotografiile care le speculați dumneavoastră amut, de sondaj cu majoritate parlamentară. Oare chiar creez în afirmația asta? Singur nu crez. Doamne! Nici nu vă visa, nici pentru un vis negru nu mi-a trecut așa ceva, ca socialiști să ai majoritate parlamentară. Cine v-a spus fabula asta? Crilov, că doar nici nu-i la modul ăla. Uitați-vă și în sondajele voastre. Tot asta vă demonstrează. Cine e informat, colegul meu? Uitați-mă între voi astea sondaje. Asta se demonstrează. Dacă nu, uitați-vă între americanilor, azi vă le arăt. Domnul Dreac, dar dumneavoastră sunteți pro-Moldova? Da. Foarte bine. O ultimă întrebare și trecem la aspecte ce vizează mai profund activitatea dumneavoastră deja și pe circumscripți și așa mai departe. O întrebare de precizare, de fapt. Anterior, domnul Dodon declara că mult probabil nu va candida pe listele... pe circumscripții uninominale, dar va examina sau potențial se va regăsi pe lista de partid așa. Recent, domnul președinte a Parlamentului, domnul Candu, declară că nu va candida, adică nu va avea dreptul la a participa la aceste alegeri. Totuși, unde se ascunde adevărul și până la alegeri, până la registrarea a partidelor și a candidaților. Mai este timp? Este poziția partidelor să fie expusă public.
ce ați fac, cum ați fac. E prematur discutăm acum aia. Ce se declară domnul Candu? Nu, anterior a declarat președinte. Ce se declară domnul Candu, nu știu pe ce bază s-a bazat dumnealui, dar cred că e mai mult o declarație politică decât juridică. Deci până la înregistrarea candidaților noi mai avem încă vreo lună de zile, o lună jumătate. Atunci să vedem care ar fi situația și așa e expus poziția. Cred că toate partidele să fac poziții publice. Așa facem și noi. Am documentat declarația președintelui Republicii Moldova. Eu nu știu cu declarația. Președintele a declarat că poate fi cap de listă la PSRM. Când i-a spus că contravine legislația, atunci cine a candidat la Briceni ca să fie președintele raionului Briceni? Președintele Republicii Moldova. Fiecare cetățean a Republicii Moldova, inclusiv și președintele țării, are dreptul să candideze și pe circumscripție, și pe liste de partid, îi permite Constituția. Cum ați fi? Asta îi expui partidul. Da, la momentul potrivit. Da, cu tumă. La momentul potrivit să expună partidul. El s-a expus deja. Eu mai expun încă o dată. Domnul Camp s-a expus din punct de vedere politic și nu juridic. Asta e poziția partidului care se expune. Și evident, poziția președintelui Republicii Moldova. Bine, depășim acest moment, trecem mai departe. Mâine guvernul va examina, și este cunoscut fapt, proiectul de lege ce vizează majorarea salariilor de la 7 la 100% pentru personalul din sectorul public. Întrebarea venea dacă PSRM-ul va vota în a doua lectură acest proiect. A să vedem. Noi avem o șir de amendamente. Asta e un proiect electoral cu ridicarea salariilor cu 2 săptămâni până la finele activității acestui parlament. De ce nu majorează salariul cu un an în urmă? De ce nu cu jumătate de an în urmă? De ce nu cu 3 luni în urmă? Dacă o săptămână înainte de finisarea mandatul acestui parlament. Știți care e situația? Cum spune colegul? Pur electoral. Nu. Un an jumătate în urmă s-a elaborat bordul acestui. De un an jumătate în urmă se vorbește la noi în Partidul Democrat din Republica Moldova despre elaborarea de către experții noștri din cadrul departamentelor, din cadrul partidului, cu consultarea experților de domeniu financiar, audit, etc., posibilitatea majorării salariilor la niște categorii ținte și, în genere, reformarea sistemului public de salarizare în domeniul bugetar în Republica Moldova. Lucrul ăsta e de un an jumătate în urmă, se lucrează asupra lui. Eu mă bucur pentru oameni care o să beneficieze de majorări de salariu. Indiferent, chiar dacă colegul meu de vis-a-vis afirmă că e cutent electoral. Chiar dacă e cutent electoral, este un lucru formidabil și bun, care o să creeze oportunități ca lumea să rămână în sistem. E foarte complicat să angajezi azi o dădac, un bucătar la o grădiniță sau altceva. Salariul minim în sistemul bugetar va fi de 2000 de lei, care nu va fi impozit. Asta e foarte important. Eu chiar sunt trăsnit ce ești vorbit voi mei. Nu, știți, parcă aveți vă 2 zile de când ați venit la guvernare și spuneți că e greu aceea. Apa, ați creat voi oameni buni. Ați creat condiții că lumea să fugă din țară. Ați creat condiții de salarizare că lumea să nu se angajeze la lucru. Ați creat condiții că instituțiile statului care rămân fără angajați nu pot angaja. Eu vorbesc de instituțiile statului care nu au angajați. Voi le-ați creat, sunteți la guvernare de 2 ani de zile. Și acum aia, spuneți singur, spui că un an jumătate și din... Ce n-ați ridicat salariul cu un an jumătate în urmă? Orică un an măcar în urmă. Dar cu o săptămână înainte de a termina competențele acestui parlament. E clar că cu o săptămână înainte... Ce are parlamentul? Dar cine trebuie să aprobe lege? Maestre, uite subiectul la care vreau să revin. Haideți, fim serioși. Nu, aniga, e foarte simplu. Dar nu vă ajută nici asta, ca să înțeleg. Nu are importanță. Noi lucrul ăsta o facem pentru lume. Noi azi gestionăm țara. Avem obligațiune expres de a îmbunătăți condițiile, de a crea infrastructură. Ați făcut problemă. De a revitaliza țara. Ați făcut probleme. Noi aici acasă să o construim, domnul Mudrea. Acasă, aici, cu forțele proprii. Nu ca să vie miliardul tău teoretic și o să rezolvi subiectul infrastructurii Republicii. Voi le-ați creat probleme și voi le rezolvați. Bravo! O întrebare tot de precizare din partea publicului care a emis acest mesaj la redacție, având în vedere că de fapt acest an a fost s-a înscris o creștere economică de doar 4%, dar și vis-a-vis de faptul că asistența macrofinanciară promisă de Uniunea Europeană a fost sistată, cum va acoperi guvernul de fapt aceste cheltuieli pentru aceste reforme? Săptămâna viitoare va avea loc
ședința Parlamentului, unde va fi adus în dezbatere publice bugetul public național pentru 2019 și politica bugetară fiscală de 2019. Guvernul are mijloace suficiente pentru, mâine o să vedeți hotărârea guvernului, pentru a acoperi integral necesarul acestor cheltuieli care cumulativ ajung la circa 1 miliard de lei pentru sistemul bugetar. Parametrii economici de dezvoltare, dumneavoastră vorbesc de circa 4, ultima cifră revendicată de Banca Mondială este 4,4 pentru 2018, dar am avut consecutiv 3 ani la rând creștere economică și în 2016, și în 2017, și în 2018. Tendința se menține, după prognozele Băncii Mondiale, în jur de 5 va fi în 2019. Țin să liniștesc toată lumea, mijloace financiare necesare, suficiente, sunt în bugetul public național. De aceea, totul e calculat în limita parametrilor bugetare. Asta e ideea de bază. Așteptam să vedem. Da. Chiar schimbând, de fapt... Să vedem proiectul bugetului, să vedem politica fiscală. Ce e acolo, chiar ne este și nou interesant. Până ce și la nivel de ipoteză, totul e bine și tot avem. Hai să vorbim puțin despre circumscripții. Să încep cu dumneavoastră, domnul Drag. Recent ați fost prezentat așa ca candidat pe circumscripția 27, da? Da. Așa, asta ar fi sectorul Buicani, așa e, al capitaliei. În opinia dumneavoastră și vis-a-vis de faptul că operați cu anumite sondaje, care ar fi oponenții dumneavoastră principali pe această circumscripție? Chiar n-am examinat aceasta. Chiar n-a examinat-o situația dată, pentru că mai puțin e important pentru mine, pentru că eu locuiesc în acest sector din 1995, activez anume de 10 ani în acest domeniu politic pe acest sector. Am făcut un șir de activități pe acest sector, lucruri concrete. Așa că eu mai sunt concentrat. Eu sunt mai mult, am fost și sunt concentrat pe lucruri concrete. Dar ce ești ține de oponenți? Am înțeles. Okay, suntem oponenții e... până când la o parte. În reformularea întrebării pe care vreau să o aduc, care ar fi oferta electorală a dumneavoastră pentru circumscripția 27? Pentru că la prezentarea dumneavoastră, într-un mesaj scurt, ați comunicat de fapt despre faptul că cei de la guvernare nu fac altceva decât să facă oamenii să plece peste hotare și așteptați sprijinul alegătorului. Nu sunteți de acord? Vorbim despre o agendă electorală, pentru că nu îmi permit să mă expun nici pe o parte. Am spus-o cu cunoștință de cauză, conform statisticii zilnic din Republica Moldova. Părăsesc în jur de 106 persoane. Asta este o problemă destul de mare și gravă. Ce ține de platforma electorală și oferta electorală pentru sector și la nivel de țară, o să fie prezentată la momentul când o să fie înregistrat ca candidat. Eu cred că este prematur acum să fac acele oferte electorale, pentru că mai este timp până la acel moment. Și eu cred că orice candidat oferta electorală o face atunci când este înregistrat ca candidat deja. Până la înregistrarea obținerii statutului de candidat, eu cred că APACI care avea declarații este prematur. Partidul Democrat, de fapt, la alegerile parlamentare din 2010-2014 au avut un scor în creștere de la 8,8% la 9,46% pe circumscripția 27, despre care și vorbim. Ce scor se mizează de această dată, domnule Dedea? Eu nu pot să mă dau cu părere expres pe circumscripția respectivă, dar o să avem candidați și noi, candidați destul de consistenți, o să avem o ofertă electorală foarte atractivă, sperăm foarte mult la un sprijin masiv. Ce ține de ofertă electorală nu vreau să comentez, din simplu motiv că în genere și înaintarea, anunțarea candidaților e încălcare de legislație, ceea ce au făcut colegii noștri socialiști. Dar de ce încălcarea? Care au anunțat, măcar s-a declarat ca potențiali candidați, era cum era. Nu, nu. Dar, dacă o spuneți că e încălcare, vă rog, argumente de ce e încălcare.
Orice partid poate să-și delege candidatul a partidului. Nu candidat înregistrat. E potențial candidat înaintat de un partid politic. Dar vedeți că sunteți de acord cu mine. Potențial. Că e potențial ca urmare a înregistrării. Da, ca partidul s-a și înaintat candidați când vrei. Puteți să-i înainteze și cu 2 ani în urmă. Care este problema? Am văzut declarații colegilor dumneavoastră, nu vreau să fac trimite, care spuneau că nu-s bătute în cuie circumscripțiile. Posibil o parte din... Circumscripțiile? Candidații dumneavoastră pe circumscripții. Posibil o parte din ei... Să plece în altă parte. Partidul e în faza de studiu, la momentul respectiv. Asta e treaba internă a partidului. Da. Cu atât mai mult, partidul dumneavoastră n-am niciun chef să mă bag. Asta e 100%. E treaba internă a partidului. Care este problema? Că ce-a încălcat partidul? Ați spus că este o încălcare. Care încălcare? Nu s-a început legal campania electorală. Nu stați un dar vreau să întreprindeți acțiuni electorale. Care e acțiune? Un document electoral care a fost emis de către un candidat. Nu aveți documente. Ați făcut concert, așa, nu, care numiți ce, meeting. Nu, dar de ce? Și? Știți cum e? La etapa aceea de a vorghe. Spuneți-mi dacă am încălcat ceva, ce am încălcat. Nu am încălcat nimic. Nu am nimic împotriva candidaturii dumneavoastră. Dar ideea de bază constă în faptul că oficial campania începe cu 60 de zile înainte de data scrutinului electoral. Nu e corect. Declarați cu un meeting de protest că ați mascat frumos, că ați făcut un meeting și la meeting ați cu mascarea voi v-ați ocupat, cu mascarea v-ați ocupat voi pe 21 noiembrie. Noi ne-am ocupat cu altceva. Noi am făcut o manifestare care voi nu puteți face niciodată în viață. Toată Moldova să încercați. Să o aduceți aici. Manifestarea în masă, asta nu înseamnă că a fost făcută cu bunăvoință cuiva. Radu, nu a rămas mult de așteptat până să avem scorul electoral. Eu vă doresc succes. Eu m-am expus referitor la subiectul, cu viziunea mea referitor la subiectul respectiv. E prea matur. Formațiunea mea politică nu s-a determinat cu potențialii noștri candidați. Eu la fel locuiesc în sectorul Buican, la fel îl cunosc și îl iubesc numai puțin ca el. Și noi o să avem niște candidați adecvați, cu potențial, cunoscuți din lumea din sector și o să fie la baionet, o luptă electorală corectă, sperăm în limita cadrului legal și cel mai puternic să învingă. Asta e realitatea democratică pentru care optăm și noi și ei. Stimați domnule, mulțumesc pentru că ne apropiem de finalul emisiunii. Ultima întrebare pentru dumneavoastră, domnul Drac, pentru că sunteți și președintea Comisiei așa, pentru, parlamentare pentru mediu și dezvoltare regională. Comunicați-ne în scurte replici, de fapt, ce avem, dacă este un progres în dialogul moldo-ucrainean vizând protecția bazinului Nistru într-o stopare a construcției celor 6 hidrocentrale. Eu am avut și alaltă ieri o întâlnire cu Asociația de Protecție a Apelor din Franța. Ca să înțelegeți scurt, la ziua de astăzi, documental, Parlamentul nu are niciun act. Eu am făcut mai multe adresări oficiale prin intermediul ambasadelor față de partea ucraineană, unde ne-a expus că Comisia Mediu Dezvoltare Regională din Republica Moldova este gata în orice zi, la orice ori, în orice unde este gata Comisia din Rada Ucraineană, să ne întâlnim, să punem în discuție toate aceste momente. Câteva adresări au fost făcute, oficiale. Până la ziua de astăzi n-am primit răspuns nici la una. Deci, reieșind în faptul că nu a fost niciun răspuns, rămâne mai departe suspect acest lucru. Și, e o problemă care ne trebuiește destul de mult. Reieșind din faptul că a fost Comisia Interguvernamentală Moldo-Ucraineană, a avut loc o lună în urmă aici, la Chișinău, unde întrebarea ce ține cu Răunistru nici nu a fost ridicată. A fost ridicată alte întrebări, ce ține de mediu. Din partea Republicii Moldova a fost la nivel de viceministru sau secretar de stat, președintele acestui grup interguvernamental, ceea ce încă o dată denotă că statutul acestor comisii este destul de mic. Noi am contat că o să fie la nivel de viceprim-ministru, pentru că problema strategică atât de mediu, dar și pentru securitatea alimentației cu apă a Republicii Moldova și partea ucraineană nu își respectă obligațiunile. Noi avem perioade când acel flux de apă care trebuie să fie de
câți metri cubi pe secundă, când crește, când descrește. El nu este niciodată în limita acordului între Republica Moldova și Ucraina. Deci noi avem perioade când râul Nistru la maximum sacă și avem perioade când avem inundații din cauza că asta le abate. Nu avem niciun răspuns, nu știu. E strigător. Nu, dacă îmi dați voie să mă dau cu părerea, nu putem învinui partea ucraineană, cum o face colegul meu, de daune orientate în defavoarea Republicii Moldova. E nonsens. Vizita premierului ucrainean Volodymyr Groisman la Chișinău, întâlnirea cu primul ministru al Republicii Moldova, domnul Pavel Filip. Declarații publice. Nicio stadiu de fezabilitate. Ucraina examinează potențiala construcția unei cascade de hidrocentrale tehnologic avansate pe râul Nistru, la începutul râului Nistru, nici nu în zona controlată de Republica Moldova, 1, și 2, niciun pas, nicio construcție nu se va face fără consultarea partenerilor europeni. Nici într-un caz nu va fi afectat debitul de apă necesar și vital pentru municipiul Chișinău și pentru alte localități care se alimentează cu apă din albe râului Nistru. Nu putem învinui partenerii ucraineni, absolut nicio bănuială nu persistă. Dacă niște funcționari n-au reacționat printr-un răspuns la nivel de comisii parlamentare, asta nu înseamnă că acțiuni se întreprind. Nicio acțiune nu se întreprinde la moment. E un studiu de fezabilitate pe care îl face partea ucraineană. Vor fi consultați integral toți specialiștii de domeniu din Republica Moldova, dar mai ales numai în cazul acordului partenerilor europeni. Domnule, n-am niciun dubiu să poporul ucrainean că ar face ceva împotriva vecinilor lor, care este Republica Moldova. Domnule Del, dacă nu cunoașteți, nu duceți lumea în eroare. Eu vă rog frumos. Nu se intenționează să construiască una și la început de râu. Eu n-am spus una, o cascadă de hidrocentrale. Șase. Nu, pe asta e eroare, eu am spus cascadă, e format expresiv în limba română. Acceptabil. Da, de la 1 la 6 este greșeală, de la română la moldovnească. Când traduci din română moldovnească, de la 1 la 6 e greșeală. Poți să greșești în traducere. 2. Nu ucrainenii fac studiu de fezabilitate. Noi ne-am adresat cu finanțarea ambasadei Elveții. Are loc studiu de fezabilitate. La intenția noastră, nu a ucrainenilor. Și 3. Comunitatea europeană până la ziua de azi nu are nicio reacție la construcție. Dar nu se construiește azi. Ce aveți în denunțare? S-a început șantierul? Din cauza că noi batem alarma până la ziua de astăzi și scrisori cu Comisia Europeană și la nivelul de examinare. Dar în caz contrar nu putem să garantăm noi asta. Și nu încercați să avem ceva contra poporului ucrainean. Eu n-am vorbit aici și nici n-am intenționat să vorbesc de poporul ucrainean. Aici e un interes... conducerea lor. Corect. Aici e un interes financiar a cuiva, necătând la faptul că ceea ce avem astăzi în râul Nistru, ca să înțelegeți, debitul scăzut, specii de peste dispărute, cu o hidrocentrală, cei care este astăzi. În cazul când se construiesc vreo șase, riscurile sunt majore. Și fiți liniștiți, eu cam nu prea aș putea sta liniștit. Pentru că am avut o seară de discuții cu caracter de dezbateri, domnul Dreac, dar în ce context PSRM ori admite o coaliție cu PD-ul? O întrebare așa, ca ulterior să ne luăm rămas bun de la telespectatori. Au fost făcute declarații președintelui Dodon și a colegilor mei. Socialiștii, conform tuturor sondaje în ultimii ani de zile, până la ziua de astăzi, au majoritate parlamentară. Nu au nevoie nici de un fel de coaliție cu nimeni. Vor avea majoritate. Vor avea, evident, ca urmare a legii. Acum n-au. Vor avea. Până acum aia, nici nu are rost de vorbui mincer. Majoritate parlamentară. Nici nu are sens, dar nici nu se examinează în cadrul socialiștilor ceea ce ține în partid, coaliție, necoaliție. În cazul când... Dar admiteți o zonă de risc
Dar care e zona de risc? Când ai majoritate parlamentară, care ar fi zona de risc? Dar nu e constituțional, poate. Poftim? Între timp. Noi, în comparație cu majoritatea actuală, noi să încercăm să mergem la referendum, să ne consultăm cu populația. Eu întreb de constituțională majoritate. Bine, asta e o opinie a colegului meu. Nu e o opinie, asta demonstrează situația în teritoriu. Asta demonstrează sondajele nu de luate, nu știu de la cine. Eu vă spun, pe parcursul ultimilor ani de zile, toate sondajele demonstrează una. Nu e necătând că l-a făcut o companie alta, americană, europeană. Deci nu vreți să mă credeți că sondajul e fotografie de moment. El arată o tendință de moment dacă și atât. Dacă ieri au arătat că socialiștii au 51 de mandate, da? Azi e mai bine în țară. Eu vă dau garanție. Voastră nu credeți. Eu vă dau garanție cum merg treburile în țară, păi mâine socialiștii să aibă 55 de. Măcar că încercați fel de fel de pomeni electorale cu salarii, nu știu ce acolo. Stimați invitați, vă mulțumesc mult pentru discuții și aprinse și domole și dezbatere. Nu, dar nu s-a prins, așa e glasul nostru. Vă mai așteptăm până la alegeri și după alegeri pentru a face și anumite totaluri. Vă urăm o seară frumoasă fiecare din dumneavoastră. Dragi telespectatori, vă mulțumim și dumneavoastră că ați fost cu noi. Vă urăm o seară frumoasă în continuare și pe curând.